Două persoane au fost reținute, iar o alta este cercetată sub control judiciar pentru că au produs ilegal și au vândut alcool etilic și băuturi spirtoase. Polițiștii au efectuat descinderi la 10 adrese din capitală și din județele Ilfov, Călăraș și Suceava într-un dosar privind producerea, deținerea sau comercializarea în mod ilicit de produse accizabile. În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat aproximativ 1000 de litri de alcool și o instalație artizanală cu care erau produse băuturile spirtoase. Anchetatorii aveau informații că începând cu octombrie 2016, doi bărbați și o femeie au produs și comercializat ilegal băuturi spirtoase, fără să plătească taxe și impozite. Din nefericire, este un fenomen care ia amploare în ultima perioadă. Potrivit estimărilor patronatului Garant, peste 80% din piața băuturilor alcoolice este nefiscalizată. Numai într-un imobil din județul Călăraș, oamenii legii au descoperit o instalație artizanală cu care se producea ilicit alcool, precum și 355 de litri de alcool etilic, 258 de litri de alcool sanitar și 282 de litri de alcool sanitar în instalație. Prejudiciul în acest caz depășește 35.000 de lei. România pierde în fiecare secundă 2.250 de lei, adică peste 500 de euro din taxe pe care nu le colectează, evaziunea fiscală în sectorul băuturilor alcoolice depășind 1,2 miliarde de euro.